Și chiar ai lăsat totul în seama lor? Carolina a privit cum prietena ei se uita la ea neîncrezătoare. Nu ai de gând să mergi la un avocat și să lupți pentru drepturile tale. Serios, Carolina. Carolina a ridicat din umeri. Nata, ce drepturi? Serghei și cu mine nu am fost niciodată căsătoriți oficial, așa că nimic din toate astea nu m-aparține. Ea a suspinat. Nimic nu m-aparține. Dar ai făcut ordine în casă pentru el. Ai cumpărat lucruri pentru locuință. A protestat Natasha. Da, am făcut-o, a recunoscut Carolina. Am cumpărat multe și pentru casă, dar în realitate, apartamentul nu este al meu. Este al lui. Nici casa nu e a mea. Chiar și Svelana mi-a spus că pot să iau ce vreau. Și ce ai luat? Am luat un tablou. Cel pe care l-am cumpărat în vacanța de la mare. Și asta e tot? Asta e tot. Ce altceva mi-ar mai trebui? Niciun bibelou nu l-ar putea aduce pe Serghei înapoi. Carolina și-a coborât privirea. I-am spus, l-am implorat să nu muncească atât de mult. Și el doar a râs, spunând că slujba lui era ca o vacanță. O vacanță? Nu era altceva decât stres. Carolina, îmi pare atât de rău, sincer. Nu-i nimic. Trebuie să merg mai departe, și-a șoptit Carolina, încercând să găsească putere. Și ce ai de gând să faci acum? Mă voi muta înapoi în vechea mea locuință. Din fericire, nu l-am vândut, ci l-am închiriat. Iar Svelana a spus că pot să stau aici până rezolv totul. O să fac ordine și o să-mi caut o slujbă. Nu mai e nimeni care să aibă grijă de mine acum. Ai ceva bani? Puțin. Sincer, nu am economisit intenționat, dar ar fi trebuit. Carolina a încercat să zâmbească printre lacrimi. Câteva săptămâni mai târziu, Carolina a trecut în sfârșit din nou pragul micului ei apartament. Și-a adus lucrurile, s-a așezat pe banca de la intrare și a plâns. Nu că nu ar fi vrut niciodată să se întoarcă aici. Nu. Plângea pentru că dragul ei Serghei nu mai era aici și nu va mai fi niciodată. A rezistat în fața celorlalți, dar aici, în propriul ei spațiu, putea să simtă cu adevărat. Și-a șters lacrimile, s-a mutat în cameră și a comandat cumpărături. S-a așezat pe canapea, ascultând fluxul de apeluri, soneria, telefonul ei care suna. Carolina bănuia cine o sună, dar nu se putea hotărî să răspundă. Lasă-mă în pace, a șoptit ea și, în mod miraculos, apelurile au încetat. După o scurtă tăcere, soneria a sunat din nou, străpungând liniștea, iar apoi a urmat telefonul ei. Carolina și-a prins capul în mâini. Lăsați-mă în pace! A strigat ea în spațiul gol, dar soneria nu s-a oprit. În cele din urmă, și-a adunat curajul, s-a ridicat de pe canapea și a făcut pași înainte spre ușă. Habar n-avea de cât timp mergea, dar sunetele continuau să sune. Simțea că dacă nu deschide ușa, nu se va termina niciodată. A deschis ușa și acolo era Nata. Cine altcineva? Nata a izbucnit înăuntru. Ți-a ieșit din minți? De ce nu ai răspuns? Carolina doar a ridicat din umeri. Nata s-a uitat în jur și a observat că Carolina nu despachetase lucrurile pe care le adusese de la Serghei. S-a dus la bucătărie și a văzut cumpărăturile pe care le adusese curierul. Ele încă stăteau lângă frigider, cu siguranță stricate până acum. Nu ai mâncat nimic în tot acest timp? Doamne! Nata a vrut să spună mai multe, dar doar a făcut semn cu mâna. Bine, voi rezolva toate astea. Voi găti ceva și voi sta aici cu tine. De ce? A întrebat Carolina, surprinsă. Doar pentru că... Prefăte că eu sunt ruda săracă care stă la tine acasă. Treptat, starea Carolinei s-a îmbunătățit și, în cele din urmă, Nata s-a mutat. Carolina, începe să cauți un loc de muncă. Actualizează-ți CV-ul. Ai înțeles? Carolina a dat din cap. Înțelegea foarte bine, mai ales că Nata avea dreptate. Avea nevoie de un loc de muncă în curând. Banii ei nu aveau să dureze. Așa că, Carolina și-a actualizat CV-ul, a aplicat la orice loc de muncă pe care l-a găsit și a așteptat. Dar niciun angajator nu se grăbea să o angajeze. Nu credeai că va fi diferit, nu-i așa? I-a spus Nata. Ai avut o pauză atât de lungă de la muncă. Acum totul s-a schimbat.
s-ar putea chiar să fie nevoie să mergi la centrul de locuri de muncă. Centrul de locuri de muncă? Vorbești serios? Serios. Este puțin probabil să-ți ofere o slujbă de vis, dar oferă programe de formare gratuite pentru a-ți actualiza abilitățile. Carolina a suspinat greu, dar a fost de acord să meargă. La centrul de locuri de muncă, consultantul i-a aruncat o privire plină de milă. Ai avut o pauză destul de lungă, a spus el. Este asta o problemă? Da. Nu avem nimic în domeniul dumneavoastră. Dar poate aveți niște programe de formare, a întrebat Carolina, cu o urmă de speranță în voce. Cu siguranță. După mine, mergeți la domnișoara din spate, ea vă va explica totul. Totuși, țineți minte că programele nu încep decât după anul nou. Păcat, a murmurat Carolina. I s-a dat o listă cu posturile vacante săptămânale pentru procesare. Ce înseamnă asta? Înseamnă să suni, să programezi un interviu și să participi. Dacă sunt interesați, ești acceptată. Dacă nu, ne vedem săptămâna viitoare. Carolina s-a uitat la listă, slujbe de curățenie cu salarii mici. A ieșit afară, cu inima grea. A eitat, simțindu-se neliniștită când a intrat într-o unitate medicală. Aveau nevoie de o femeie de serviciu, dar gândul de a lucra în preajma bolnavilor pentru un salariu atât de mic o îngrijora. Abia ajunsese când cineva de la resurse umane i-a spus: ești perfectă pentru slujba asta. Sincer, nu sunt sigură că este potrivit pentru mine, a răspuns Carolina. Salariul ăsta abia mă ajunge pentru a trăi. Bine, voi nota doar că nu sunteți potrivită pentru noi, a spus cu regret fata de la resurse umane. Dar Carolina se simțea ușurată. Dacă fiecare loc o refuza, ar fi putut ajunge la anul nou fără muncă. Următorul loc de pe lista ei era un centru social. În primul rând, era departe, situat lângă o gară într-o zonă industrială. În timp ce Carolina mergea, a trecut pe lângă grupuri de bărbați care păreau fără adăpost. Cum se plimbă oamenii pe aici? S-a gândit ea, întrebându-se de siguranța zonei, mai ales că zilele de toamnă deveneau tot mai scurte și mai întunecate. Dar aceasta era cea mai mică dintre grijile ei. Când Carolina a intrat în centrul social, o duhoare copăleșitoare aproape că i-a întors stomacul pe dos. A găsit cumva biroul potrivit și a reușit să-i convingă să-i refuze cererea. Era clar, acesta nu era locul potrivit pentru ea. A urmat un post la un azil de bătrâni, apoi la un spital și așa mai departe. Fiecare vizită o făcea pe Carolina să se simtă mai abătută. S-ar putea să nu o deranjeze să curețe podelele într-un spital normal sau într-un azil, dar cu siguranță nu pentru salariile jalnice pe care îi le ofereau. Poate de aceea aceste locuri au o cifră de afaceri atât de mare, se gândea ea. Oamenii lucrează aici doar din disperare. Anul nou a sosit, dar nu i-a adus nicio speranță. Cursul de formare la care spera a fost anulat, iar economiile ei se diminuau rapid. Rătăcind fără rost prin cartierul ei, s-a trezit într-un magazin, auzind că se fac angajări. De ce să nu încerc? S-a gândit ea, considerând că nu are nimic de pierdut. Dar după un scurt interviu cu managerul, au refuzat-o. Carolina a simțit că era vorba de vârsta ei, nu că ar fi fost foarte dornică de slujbă oricum. A încercat la un centru comercial, apoi la un butic și a primit refuz după refuz. Ei bine, poate că a fi femeie de serviciu nu este cea mai rea opțiune, a decis ea. Ca prin minune, a văzut un anunț despre un post de femeie de serviciu la o companie privată și a intrat încrezătoare, cumva sigură că o vor angaja. 20 de minute mai târziu, era la telefon cu Nata. Nata, felicită-mă! Am găsit un loc de muncă. Nu în domeniul tău, presupun? Bineînțeles că nu. Ca femeie de serviciu. Dar salariul este mai bun decât oricare dintre celelalte oferte. Zilele treceau. Carolina nu doar că s-a acomodat cu slujba, ci a început să se bucure de ea. Gândește-te la asta. Ai toată ziua liberă, ajungi la sfârșitul zilei de lucru și trebuie doar să speli orice fel de vase, să ștergi praful și să dai cu mopul pe jos. Simplu. Și tot ce faci este să menții lucrurile curate. În acea zi, Carolina a intrat în birou ca de obicei, a salutat-o pe recepționistă și s-a dus să se schimbe. Întotdeauna se îmbrăca simplu, în haine închise la culoare, cu o eșarfă pe cap. Angajații au reacționat la ea în moduri diferite. Unii au zâmbit și au salutat-o, alții au ignorat-o,
iar câțiva au privit-o de sus. Carolina a găsit amuzant faptul că unii oameni credeau că a fi femeie de serviciu este ceva de care trebuie să le fie rușine. La urma urmei, toată lumea făcea asta acasă. Jeanne, însă, a luat-o în derâdere când a văzut-o. Oh, iată că vine femeia noastră de serviciu. Jeanne a rupt o bucată de hârtie și a aruncat resturile pe podea. Aici, curăță asta! Dacă Carolina ar fi fost o fată tânără, ar fi putut să se certe, dar ca femeie matură, nu putea fi deranjată. Hârtie ruptă, hârtie aruncată, nu făcea nicio diferență. Oricum trebuia să facă curat în cameră. Jeanne, a fost îngrozitor, a spus Marina, colega lui Jeanne, cu voce tare. Oh, cineva o apără pe femeia de serviciu, a răspuns sarcastic Jeanne, rupând încă o hârtie și împrăștiind-o în jur. Carolina a decis să răspundă cu un simț practic brutal. Te rog să pleci. Trebuie să dau cu mopul pe jos. Jeanne i-a scos limba Marinei, și-a închis computerul, și-a luat geanta și a plecat. Îmi pare rău pentru ea, a spus Marina încet. E în regulă, a răspuns Carolina. Respectul pentru slujbele de curățenie nu vine natural la toată lumea. Marina a dat din cap înțelegătoare înainte să plece. Singură, Carolina a aranjat biroul, ajungând în cele din urmă în camera directorului. A șters praful, a mutat obiectele de pe biroul lui, punându-le la loc cu grijă. A luat un contract și, dintr-un vechi obicei, a început să citească. Cândva, cu mult timp în urmă, fusese avocat, iar revizuirea contractelor fusese datoria ei. A găsit un creion și a marcat câteva secțiuni ambig. Realizând ce făcea, s-a retras, speriată, și a continuat să curețe. Timpul a trecut, iar Carolina s-a trezit analizând mai multe contracte lăsate în biroul directorului, marcând secțiunile pe care le considera slabe. Într-o zi, a desenat chiar și un zâmbet mic pe un contract deosebit de bine redactat. Într-o seară, Carolina a venit la serviciu ca de obicei. Și-a agățat haina, și-a pus fularul pe cap și și-a adunat mopul, cârpele și găleata. Ecaterina Andriscu a strigat secretara. Vineri are loc o petrecere a companiei, iar tu ești invitată. Iată invitația dumneavoastră. Mulțumesc! Carolina a zâmbit politicos, vârând-o în buzunar. Nu avea de gând să meargă. Dar apoi, ca de obicei, Jeanne a început să o tachineze în legătură cu munca de curățenie, vărsând chiar ce pe biroul ei. Marina a încercat să o țină în frâu pe Jeanne. Atunci Carolina s-a hotărât să meargă la petrecere, pentru a arăta că și o femeie de serviciu poate fi o angajată respectată. Stând în fața oglinzii, Carolina s-a întors spre Nata. Cum arăt? Foarte bine, a zâmbit Nata. Ține minte, Jeanne are 26 de ani, iar tu 53. Nu încerc să o eclipsez. Vreau doar să arăt că și o femeie de serviciu poate arăta bine, a explicat Carolina. Uită de Jeanne, a spus Nata. Du-te și distrează-te. Carolina a intrat liniștită în sală, așezându-se în spate. Directorul a ținut un discurs și a început să cheme angajații pentru a le recunoaște munca. Spre surprinderea ei, a strigat-o pe ea, iar ea a simțit că picioarele îi slăbesc în timp ce urca pe scenă. Nu înțeleg. De ce? I-a șoptit ea. De ce? Pentru munca ta. Desigur. Nu ne-am putea descurca fără tine, i-a răspuns el încet. Jeanne nu a primit niciun certificat, niciun cadou. Mergând înapoi, Carolina nu s-a putut abține să nu scoată limba la Jeanne. Copilăresc, poate, dar a meritat să o vadă roșind. Ai primit și un bonus, a șoptit Marina, așezându-se lângă ea. Carolina dădu din cap, mulțumită în liniște. După ceremonia oficială, toată lumea s-a deplasat în sala de banchet. Marina mergea înainte, în timp ce Carolina zăbovea, simțindu-se atrasă în schimb spre ieșire. Ecaterina Andriscu a strigat o voce. Ea s-a întors pentru a-l vedea pe director. Te îndrept spre casă, a întrebat el. Da, a recunoscut ea. Nu sunt un mare fan al banchetelor. Atunci ce-ar fi să bem un ceai la o cafenea în schimb? A sugerat el. Carolina a fost surprinsă. Există vreun motiv? El a ridicat din umeri. Poate să discutăm de ce cineva citește contracte în biroul meu. Ea a înghețat. Nu am vrut să fac asta. Ești avocat? A întrebat el. Da,
deși nu am mai lucrat în domeniu de mult timp. În plus, sunt aproape de vârsta pensionării. Ei bine, nu se vede, a zâmbit el. Deci, ce zici de ceaiul ăla? Ea a dat din cap, zâmbind la rândul ei. Nu știa unde va duce această conversație sau ce o așteaptă, dar simțea că vine o schimbare. Iar intuiția ei nu o dezamăgise niciodată.